Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. Avem un subiect de care m-am săturat, dar zic eu interesant. În acest filmuleț vorbim despre normativ și SR-uri. Aceste nenorocite de SR-uri, se pare că delirul continuă și sunt foarte mulți care nu vor să înțeleagă și nu interesează SR-urile. SR-urile n-au treabă cu I7, zice lumea. Și atunci hai să dezbatem exact pe normativ. Ce ne spune normativul despre SR-uri? Mulți că le-a spus nu știu cine, mulți au auzit, mulți cred. E diferență între a ști și a crede maximă, că nu există să ne impună nouă Uniunea Europeană standarde SR-uri, SRHD, alea care sunt armonizate pe toată Uniunea, și mai ales dacă e în engleză, nu are cum să te oblige să-l urmezi. Ok, hai să vedem ce zice prima pagină din I7 2011. Și o să vă citesc după prima pagină, nu știu dacă vedeți acolo, eu văd pe monitor, dar o să citesc pe lângă. Ordinul numărul 2741 din 1-11-2011, în conformitate cu prevederile articolului 10 și articolul 38 alinia 2 din legea numărul 10/95 privind calitatea în construcții, cu modificări ulterioare ale articolului 2 din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajare teritorială și habitat, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 203 din 2003, cu modificări și completările ulterioare, și ale hotărârii Guvernului numărul 1016 din 2004, privind măsurile pentru organizare și realizarea schimburilor de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, mai citim o dată, standardelor și reglementărilor tehnice, precum și a regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, având în vedere procesul verbal de avizare numărul 3 din 7/9/2010 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Aviz numărul 2 din 4/11/2010 al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În temeiul articolului 5, articolul 5.2 litera E și articolul 13 aliniat 6 din hotărârea de guvern numărul 1631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare. Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului emite prezentul ordin. Se aprobă reglementarea tehnică, normativ privind proiectarea și executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Bun, aici avem toate jucăriile care își încetează aplicabilitatea. Rog proiectanții să nu mai treacă MP7, I7 pe 2001, 49N pe 2000, GP052, care l-am găsit în proiecte maxim. Așa, trecem peste asta, dar asta ca să vă arăt că nu l-a deschis nimeni de fapt, dar comentăm. Am primit o grămadă de comentarii, o grămadă de mesaje pe tema asta, lasă-mă cu SR-urile, că SR-urile nu contează. Deci, e noaptea minții, delirul continuă. Prezentul ordin se publică în Monitor Oficial al României, partea 1, și intră în vigoare la 15 zile de la data publicării. Deci, Monitor Oficial e lege. Da? De aici, altă. Reglementarea a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare Numărul RO 117 per 2011, se vede acolo, prevăzută de directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilirea unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene L204 din 21 iulie 1998, modificată prin directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L217 din 5 august 1998. Da? Până aici e destul de clar. Totul este de la UE. Bun. Hai să vedem ce mai găsim și pe aici. Mai avem o parte interesantă. 4 puncte de reținut. Sunt în normativ, dacă le citeam. Reglementarea tehnică se referă numai la alegerea și condițiile de instalare a echipamentelor electrice. Reglementarea tehnică conține reguli de proiectare și montarea instalațiilor electrice, astfel încât să se asigure securitatea și funcționarea corectă în scopul pentru care sunt prevăzute. Pardon. În cazul în care există și alte reglementări tehnice în vigoare, se vor aplica prescripțiile cele mai severe. Și avem punctul 1.8. În capitolul 10 sunt prezentate acte normative, standarde și reglementări tehnice conexe, menționate în prezenta reglementare tehnică. Da? Și hai să vedem. Că uite la aici, l-avem marcat ca să-l găsim repede. Bibliografie. Toată lumea acum care nu e de acord să se ducă repede să caute în Dex ce înseamnă bibliografie, ca să vedem la ce anume ne spune. Standarde de referință. De standardele ai bibliografia. Norma asta este scrisă după următoarele standarde. Pentru actualizarea listelor standardelor de referință se va consulta periodic buletinul ASRO și catalogul standardelor române. Avem și europene, avem și române. Avem române din, sau românești din 1960. V-am spus, le-am găsit într-o carte de mult, că le zicea stasuri. O să mai găsiți și pe aici câteva stasuri. Dar hai să vedem care cum încotro. SRHD 21, standard pe părți. Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală până la 450-750 de volți inclusiv. Da? Deci tot ce e normativ ăsta este extras din standarde. Citești standardele, ultimul standard din fiecare bucățică de asta, ești la zi. Asta e ideea maximă. Așa, avem SR 384, din care avem o grămadă de pagini extrase, bla bla bla. Ne dă capitole. Uite, domenii de tensiuni pentru instalațiile electrice în construcții. Trecem pe pagina cealaltă, trecem peste ele, că și așa sunt 8 minute, lumea se plictisește citind. Cabluri de distribuție, tensiuni, la la la. Este și aici, că tot zicea cineva, sigur e, uite-l, iată-l ce frumos. Ce treabă avem noi electricienii, ce treabă are I7, iau-te-l. SR 234, branșamente electrice, prescripții generale de proiectare și executare, pe care trebuie să le respecte și furnizorii și distribuitorii. E al lor, nu e al nostru. Da. O grămadă de standarde interesante aici. Ba chiar un capitol întreg este dedicat. Este extras pur și simplu din standarde, că de fapt asta e o colecție de standarde. Ca să ne updatăm trebuie să le avem pe ultima variantă. Uite, SRHD 364 cu 5, îl căutăm pe 6 și ce să vezi, este îl de măsurători. Uite-l aici. Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 6, verificare. Verificările se fac după standardul ăsta. I7 nu a scos nicio regulă pe care să măsurăm, să verificăm. Ăsta e standardul, da? e trecut în fișa la aparat, e trecut în softul la aparat. Toată Europa, UK-ul, face măsurători după astea. Noi suntem ai dracu, la noi nu există. Uite-l aici, da? E trecut în I7. Noi nu respectăm standardele, mai ales dacă sunt în engleză. Pe alea nu le respectăm niciodată. Dacă sunt în engleză, nu suntem noi obligați să respectăm standarde în engleză. Așa a zis, așa au zis cei de la, nu știu, unul din distribuitori, că s-a certat cu Nene Marius, v-am mai prezentat eu într-un filmuleț. Da? Și le-a dat ANR-ul răspuns cu 3 standarde în engleză. Adică ia bobiță și citește, chiar dacă nu e în engleză, trebuie să-l respecti. Da, hai să vedem ce anume ne mai spune aici. Deci astea sunt toate standardele, tot ce găsiți acolo este dintr-un standard. Curioși, dacă sunteți curioși, luați-l pe ăla unde scrie 1P+N și vedeți ce scrie la varianta nouă. Da? Ultima variantă. Hai, găsisem eu unul interesant, îl găsim imediat. Instalații electrice, securitatea, la la la, tra la la, bla bla bla. Ia să vedem. Așa, bază de date, graphical symbols for using equipment. Asta era în chineză, nu era în engleză. Instalații, metode de instalare. Îl găsim imediat, nu e problemă, știu că s-a făcut 11 minute. Cine se plictisește, asta este. Dar trebuie să lămurim odată chestia asta. Ia uite-l aici. CI60331. Test for electrical cable under fire condition. E în engleză? Așa pare. Test for electrical cable under fire condition. Pare că e în engleză, nu? Și sunt vreo 10, 11 sunt pe aici. Și nu vreau să vă plictisesc să le căutăm pe toate. Dar doar nu vrem să-l deschidem. Mai sunt variante de normativ pe net, PDF-uri care nu sunt complete, atenție. Ultima pagină, deci să aveți pasta cu impedanța buclei de defect. Da, e greu să dăm 120 de lei pe un normativ și foarte greu să-l și deschidem. În schimb, e mai simplu să deschizi Facebook-ul, să deschizi Instagram-ul, să deschizi YouTube-ul și să începi să înjuri și să te contrazici când tu, de fapt, nu ai deschis nici măcar o pagină. Păcat că am putea să învățăm ceva, am putea să evoluăm, nu să facem tablourile alea cu picioarele. Adică până la urmă intenția nu e să ne certăm, intenția să învățăm unul de la altul. Din păcate, nu știu de ce o țin unii ca surda pe mormânt, dar asta e Romanica, cu asta defilăm. Cine vrea să priceapă, să priceapă. Cine își iubește meseria, să-și facă meseria. Până la filmulețul următor, v-am pupat. Îmi pare rău că iar facem filmulețe neinteresante, dar odată și odată trebuie să lămurim problema asta. V-am pupat!